Astăzi, alături de colegii mei de la Rompetrol, în comuna Lapoș, în județul Prahova, am plantat peste 6.000 de puieți de salcâm. Am venit în companie în urma programului de internship acum 4 luni. Astăzi am venit prima dată la plantare, tradiție despre care am aflat de la colegii mei și abia aștept să mă reîntorc în primăvară. Din lucrurile mici se fac lucrurile mari, fiecare copac contează. Alături de voluntarii Rompetrol, unul din partenerii principale ai inițiativei Plantăm Fapte Bune în România, plantăm astăzi 1500 din cei 6000 de puieți de salcâm. Ne aflăm pe un teren al cărui sol este predispus la alunecare, iar salcâmul are rolul de stabilizare. Peste 40.000 de voluntari au pus deja piciorul pe cazma și au reîmpădurit România cu peste 600 de hectare de viitoare pădure. Efortul lor este unul imens și avem nevoie și de ajutorul tău. Schimbarea pleacă de la noi. Cu fiecare lucru mic pe care îl facem, putem ajunge foarte departe. Haide cu noi să împădurim România!